Neața, dragilor, este 6 dimineața. Încă. Ok, mai dorm 5 minute. Dimineața de trezit, cred că amândouă sunt, de fapt nu, Iris întotdeauna. Victoria de obicei se trezește singură. Când e de mers la grădie, atunci nu e foarte ușor de trezit și mă întreb cum o să fie la toamnă la școală. Dar, în general, Iris e mai somnoroasă. Bună dimineața! Cine e îmbrăcată și unde pleci? Rock and roll! Unde pleci, Iris? Pleci în vacanță? Și ești fericită? Rock and roll! Hai că mai dormiți pe mașină, mami, da? Hai, okay. Hai să mergem să mâncăm ceva. Hai! Okay. Dar tu ce vrei? Să plecăm? Da. Hai, să mergem! Și dacă nu mâncăm, nu o să avem energie. E, serios? Dar pentru ce trebuie energie? Că în mașină vreau să fii liniștită, nu energizată. Ce zici de treaba asta? Nu. Hai, let's go! Hai, let's go! Mami, gata! Ce poșeta, iubire! Dimineața! Asta e de plajă. Da. Să mai pun și eu ceva. Șnapi! Foarte bine, să nu-i uiți. Ia e de aseară din piscină. Unde mergem, mă, iubire, că avem acasă piscină? Mai vrut să putem? Nu, tu ai vrut, iubire! Eu? Da! Am unul tău. Da, așa e. Bună dimineața. Eu car bagajele jos, normal, ea le face, le lasă sus la etaj. Eu le iau, fă drumuri, drumulețe, pune-le în mașină, organizează mașina. Eu organizez mașina și port bagajul ca să fiu sigur că încăpem toți. Oh, o să facem sandwich-uri. Să plecăm și să nu fim înfometați pe drum. Da. Ideea e că nu vreau să fim tentați să ne oprim pe nu știu unde. Și să mâncăm porcării. Măcar să știm ce... În sandwich-urile noastre. Iubire, câte sandwich-uri să fac? Toate? Tati, mami mai pun cereale. Să-ți mai pun cereale? Așa fac, uite. Stai că cu suputere. Așa. Iubire, păi bagați-te pe castraveți. Wow, câți, deci câți castraveți am de curățat? Sunt mulți. Și mai dau ceva acum, cum ardei.
Un ardei? Da. Ducă româncă și ardei. Ok. Toate chiflele astea vrei să le fac sandwich? Mâncă și bunica și noi. A bunica mâncă cel mai mult. Că nu-mi place de la vizionare. Bine. Deja am obosit făcând sandwich-uri și nici măcar n-am început. Așa, felie de de-asta. Felie de salam. Felie de salam. Două. Și tot așa până la 10. De două sandwich-uri de căciulă. Uite. Doamne, de ce să mai termin la sandwich-urile astea de făcut? Ia uite. Am împachetat la sandwich-uri. Și mai am de spălat niște castraveți, niște... Și tot așa, tot așa. Neața, bunii! Neața! Ce, ești gata? Bagajele-s gata? Da. Le-ai dat lui Tavi? Da. Dă-i-le! Eu fac sandvișurile, dar îți dai seama că în momentul în care trebuie să faci sandvișuri pentru 5 oameni, pentru că și fetele mănâncă cot la cot cu noi, îți dai seama că am făcut 10 sandvișuri. Nu mai terminam, deci împachetam, puneam, dă-i, hai, hai. Până la urmă mi-a ieșit, las, a fost foarte bine. Așa. 10 sandvișuri. Castraveți. Gogoșari. Elastice de păr. Avem elastice de păr. Mai e ceva? Aoleu, dacă ar fi cineva lângă noi să ne vadă când plecăm în vacanță, s-ar lua cu mâinile de cap. Alergăm pe aici, zici că suntem în povestea lui Kevin de Crăciun. Toată lumea alergă. Bine că nu uităm un copil acasă, în rest totul e bine și frumos. Dar oricum durează foarte mult să facem bagajele, pentru că încercăm să compactăm bagajul și să fim super eficienți, pentru că suntem mulți acum și într-o mașină e complicat. Ce vrei, o pernuță? Da! N-ai voie pernuță, mama, o să vedem cum facem. Are voie pernuță. Cum să n-ai voie pernuță? Are voie, iubire. Da? Să stai relaxată. Ah, ok! Important e ca toată lumea să fie ok, da? Mă duc să-l rup pe bine.